Bună ziua la toată lumea, bine ați venit la un alt episod filmat în clinica de medicină integrativă Transilvania Healing Center. Sunt Sorin Gadola, un om cu foarte multe boli, un pacient zero al acestui concept de medicină integrativă și din pacient cu foarte multe boli am ajuns să fiu un om sănătos și ulterior și un investitor. Dar acest episod este vorba despre domn doctor Darius Marcu, pe care îl avem alături de noi și urăm bine ați venit. Bine v-am găsit. Doamne ajută. Doctor specialist în recuperare medicală, aici alături de noi, să ne explice, să îți explice care sunt cauzele bolilor la anumiți pacienți, care sunt problemele semnalizate în cadrul medicinei integrative, care sunt specializările noastre, care sunt experiențele care fac diferență, pentru că vedem foarte multe alte specializări din alte ramuri, din alte ramificații, nu știu ce rezultate. Noi avem și ne place să venim cu ele în față ca să vă oferim o educație cât mai clară și încep prin a vă pune la fileu, vouă, prin domnul dr. Darius Marcu, o întrebare. Se tot spune că cancerul are cauze necunoscute, se spune că diabetul este genetic, că colesterolul și multe altele sunt ereditare, cumva se dă așa pe, zic eu așa, mistică, că băi, nu știm încă. Eu vă întreb așa, contează mult stilul de viață din experiența dumneavoastră la fiecare pacient pe care îl aveți ca să aveți rezultate mai bune sau nu neapărat că vedem noi geneticul, ereditatea și deja destinul e predestinat? Contează stilul de viață, contează anumiți factori care dezechilibrează mai puternic. Aici sunt anumite evoluții în timp față de generații. Noi față de generația bunicilor noștri cunoaștem mai multe persoane bolnave. Oare de ce bunicii noștri nu erau așa bolnavi? De ce au adus o viață mai lungă? De ce acum întâlnim persoane care au probleme de sănătate mai tineri? Sunt anumite diferențe, sunt anumiți factori, dar de cele mai multe ori sunt mai mulți factori care trebuie identificați și conlucrează către apariția bolilor. Aici ne ocupăm principal cu descoperirea lor și odată eliminați, corpul începe să se repare, începe să se restabilească sănătatea și organele încep să funcționeze în parametri. Bun. Din cadrul experienței și a specializării dumneavoastră, că sunteți medic specialist în recuperare medicală, vine aici pacientul, 8 din 10, și acuză dureri la genunchi, la spate, pentru că ați menționat și cu bunicii, foarte multe s-au schimbat de la mediul rural în mediul urban. Care sunt așa, din experiența noastră, factorii care au cauzat, care au vătămat, să zic așa, foarte mulți tineri, 30 de ani, 40 de ani, nu poți să zici că ești în vârstă la 40 de ani, și oameni care acuză, pacienți care acuză aceste dureri, care ar fi factorii din experiența noastră? Unul dintre principalele aspecte diferit față de bunicii noștri, activitatea la locul de muncă. Bunicii noștri lucrau mult mai mult fizic, noi suntem mult mai sedentari, lucrăm mult birou, scaun de mașină, mult pe scaun. Și atunci anumite modificări pe coloană, anumiți mușchi care țin coloana dreaptă nu se mai lucrează, tonifierea lor scade și se pune o presiune mai mult, în special pe zona de coloană lombară. O uzură mai mare. Okay. Și atunci, în câteva lucruri, câteva mici aspecte, poziția pe scaun, care foarte multă lume nu are de unde să o învețe, poziția corectă, poziția coatelor, tastatură, scris, caiet, pix, toate astea, în timp, o poziție deficitară, duce către o uzură mai mare. Pe care ar fi poziția greșită și care ar fi poziția corectă, așa ca să cine ne urmărește să prindă o informație valoroasă? Spatele trebuie să fie drept, să fie lipit de spătar. Bun, deci mulți stau așa, mă gândesc, închis, exact. Cu tendința asta așa. Și dumneavoastră ziceți, spatele mai drept. Spatele mai drept, coatele puțin mai în spate. Coatele mai în spate. Păi cum să-și ducă coatele în spate dacă ei trebuie să se ducă așa în față? Scaunul trebuie să intre sub birou. Ok, scaunul sub birou. Da, de obicei tastatura, mouse-ul în marginea biroului, cam așa.
În extremități. Da, să fie un cam un unghi de 90 de grade. Aici 90 de grade, da, un ok. unghi la genunchi. Monitorul să fie cam la distanța unui braț. Vedem aici că domn doctor și-a luat un accesoriu de pe internet ca să-și ridice laptopul. Înălțimea, da, pentru monitor e bine să fie cât mai aproape de ochi, să nu privim în jos. De ce? Atunci, pentru coloana cervicală, când stăm cu capul mai jos. Deci stăm așa și vrem să-l ridicăm, ca aici să se întindă, să nu fie așa mare tensiune. Da, să fie cât mai aproape de poziția normală când stăm în picioare. Corect. Spatele drept, urechea, umărul, șoldul trebuie să fie cotul pe aceeași linie. Și atunci de aceea poziția coatelor, un pic mai în spate, cam așa. Da, te și simți mai relaxat așa parcă. Da. Asta este pentru cine lucrează multe ore. Da. Dacă avem ceva scurt, 30 de minute, altă situațiune. Dar mulți dintre noi lucrăm multe ore, 8, 10, 12 pe scaun, mulți ani. E o uzură mult mai mare dacă stăm mai în față, mai gârboviți, mai aplecați peste tastatură. Pe ce se întâmplă cu mușchii? Stăm în față, ne tensionăm, am mimat expresia asta așa corpului. Unde se ajunge în timp? Fibra musculară, în special de la nivelul pieptului, se scurtează și apare ceea ce se numește poziția de spate rotund. Umerii sunt mai în față. Se numește și poziția de anterior head movement. Capul este mai aplecat în față și atunci o poziție mai cocoșată, umerii mai aplecați. Care asta în timp previne să stăm cu spatele drept, o coloană sunt în poziție corespunzătoare. Asta perfect. În timp generează dureri, amorțeli, mâini și de aici în timp chiar și forță musculară pe braț e scăzută în cazuri avansate. Ce sfaturi ne dați când stăm așa toată ziua, nu? Că fie la birou mai ne relaxăm, fie ajungem acasă, mai seară, mai și stăm așa, da? Să vadă și oamenii care se uită, deci cred că asta e. Ce probleme îs aici? În primul rând contează numărul de ore de folosire telefon. Telefonul nu ne prea permite să fim într-o poziție corespunzătoare, să vedem bine, dacă ducem în față, nu mai stăm cu coatele bine, dacă stăm cu coatele bine, nu stăm cu capul bine. Deci nu să recomandăm folosirea telefonului multe ore. Okay. Câteva minute pe aici, pe acolo, în rest vă recomandăm alte device-uri pentru scris, pentru corespondat, un laptop, alte lucruri, calculator, puțin timp pe telefon. E foarte interesant ce zice domn doctor Marcu, pentru că eu folosesc foarte mult social media, folosesc foarte mult telefon și de câțiva ani buni am simțit și eu tot ce a zis domn doctor pe corpul meu. Mai să atrofiau, mai nu știu exact, dar nu era bine. Și am început să neglijez în mod conștient treaba de pe telefon și să o transfer cumva când am birou la un laptop sau iPad, cazul meu, și într-adevăr e altceva, mai ales dacă ești conștient, mai conștient la poziția de birou, e complet altceva față de asta, ca și consum, ca și tensiune, ca și stres. Acum, ce putem face în cazul în care trebuie să folosim telefonul? Tot avem și altă poziție corectă dacă tot e necesar să folosim telefonul în anumite situații? Aici trebuie să privim puțin lucrurile în ansamblu. La corp îi place mult echilibru. Atunci dacă avem o poziție care solicită o poziție aplecată cu coatele în față, capul în față, bine să alocăm timp pentru stretching, pentru contrabalansare. Să alocăm câteva minute seara, să întindem mușchii, să fim într-o poziție inversă, poate chiar întins pe burtă, cu capul ridicat, gen poziția sfinxului, să facem niște câteva exerciții în partea opusă. Atunci, ca să putem contrabalansa toate pozițiile acestea nefirești. Atunci, corpul îi place în direcția asta. Există un concept în partea de bodybuilding, sportivii de performanță. Nu lucrează doar partea interioară a brațului, bicepsul, lucrează și tricepsul în egală măsură. Ca să se dezvolte armonios, să țină brațul în poziție corespunzătoare. Altfel, ajungem așa cu el tot timpul. Deci trebuie să solicităm toate grupele de mușchi, cei care aduc umerii și capul în față și cei care
trag capul în spate și umeri în poziția. Pentru cei care se uită, aveți ceva mentor pe YouTube pe care să-l caute, să-l găsească sau undeva ceva direcție, ce să caute mai exact omul care se uită să prindă exerciția asta de stretching? Este o persoană care se ocupă mult cu sportivi de performanță, are un canal de YouTube foarte vizualizat, este în engleză, Athlean X se numește canalul de YouTube. Athlean X, ok. Explică mult pe poziția anatomică, ce mușchi, ce fascicule, ce exerciții și pentru partea de birou și pentru spate rotund și pentru capul mai în față, ce exerciții se pot face și acasă fără foarte multe aparate. Perfect. Bun. Haideți să vorbim concret despre un studiu de caz, pacient care a fost la Transilvania Healing Center, care a fost la domn doctor Darius Marco și să ne spună cu ce probleme au venit și evoluția din perspectiva, din nou, a medicinei integrative, a problemelor care sunt semnalizate în softul nostru medical, a nutriției, a dietei de excludere, a stilului de viață și tot așa, din aproape în aproape, evoluția până când pacientul s-a simțit foarte bine și s-a rezolvat probleme pe care nu și le putea imagina că pot fi rezolvate. Aici avem pacienți cu probleme variate, vin multe persoane, în special care nu au fost descoperite în alte părți, vin persoane cu simptome partea digestivă, balonări, tulburări de tranzit, după ani de zile care nu au găsit îmbunătățiri, modificări. Cu tehnologia aici reușim să vedem anumite lucruri mai în detaliu referitor la microbiom, reușim să vedem o disbioză, un dezechilibru, reușim să înlăturăm anumite bacterii și microorganisme care întrețin dezechilibrele respective, reușim să facem, să refacem flora intestinală, reușim să reparăm mucoasele tubului digestiv care de multe ori sunt afectate. Atunci, înlăturând toți factorii perturbatori în timp, așa cum la o răceală, când suntem pe final, dispare febra, dispar durerile de cap și în cazul ăsta încep să dispară balonările, tulburările de tranzit încep să se repare. Cum găsim noi, cum găsiți dumneavoastră cauzele bolilor în timp ce alte, știu eu, laboratoare sau ramuri ale medicinei se duc mai mult pe simptome. Cum găsim noi cauzele bolilor? Cu ce suntem noi ca și proiect așa de diferiți? Tehnologia asta ne permite să vedem mai multe aspecte, mai multe organe, mai multe tipuri de funcționări în timp real. Nu așteptăm după analize, nu stăm 3 zile, 5 zile. Le găsim, putem să vedem pe tubul digestiv, pe ficat, pe stomac, obținem informația acum și avem și o imagine de ansamblu mult mai clară în momentul evaluării. Și acum, domn doctor, o să vă arate efectiv la ce se referă când spune că identificăm cauzele bolilor. O să vă arate ce văd specialiștii noștri, doctori, pentru a înțelege mai bine prin ce treceți, de unde aveți aceste simptome, cum apar aceste simptome, că despre asta vorbim când ne referim la cauze. Cauzele sunt acele probleme, reacții în lanț, care au creat alte probleme, care au cauzat alte simptome. Și normal că în momentul când mergem de la rădăcină, de la buruieni, de la rădăcina buruienilor și le scoatem, normal ca agricultura să crească mult mai bine, terenul fertil cu agricultura să fie cât mai prospere, să zicem așa, împreună. Deci am avut parte de un pacient cu probleme de partea digestivă, simptome, balonări, tranzit intestinal dereglat. El a fost la noi de mai multe ori. Asta este a fost prima măsurătoare. Ne arată aici gradul de afectare, primele sisteme afectate. Pe lângă digestiv era și partea endocrină, mai mult cortizol în sistem. Stresul era la limita superioară a normalului, pe probleme pe partea circulatorie, de vase, probleme și pe partea musculoscheletală, de coloană. Deci o persoană relativ tânără cu mai multe probleme și mai multe aspecte. Un nivel și de toxine aici destul de mare, cu toxine tip metale grele, o încărcare semnificativă.
Asta e scanarea automată pe care sistemul nostru biotehnologic medical îl afișează în momentul când pacientul se pune în patul de tratament, scanarea automată. Toate informațiile după o scanare automată de aproximativ 12 minute intră în laptopul doctorului, nostru specialist, pe care interpretează o parte din ce ați văzut plus multe alte informații, ca după aia domn doctor să treacă la partea de scanare manuală, după care domn doctor cu ajutorul acestui biotensor poate să aprofundeze cauzele bolilor, dacă ne puteți spune 2 minute despre acest aspect al scanării manuale pacientului. Da, este o scanare în timp real, este una neinvazivă, nu provoacă niciun fel de disconfort, nici durere, nici alte... Pacientul trebuie să fie deja aici, în cabinetul medical de noastră trebuie să fie pacientul, așa? Asta este o antenă specială cu care se caută anumite microorganisme, toxine. Încercăm să obținem informații suplimentare care ne conduc către identificarea principalor organe, segmente afectate. Bun. Cazul acesta. Care au fost primele 3 cauze principale pentru care pacientul... Sau nu, haideți să începem cu simptomele. Veni pacientul și acuza mai multe simptome, dacă vă mai aduceți aminte. 3 simptome, 3 afecțiuni pe care le resimțea pacientul. Care ar fi? Balonări, tranzit intestinal, lipsă de energie. Perfect. Bun. După care a venit aici pacientul, ați făcut scanarea manuală. Bun, domnul doctor, din tot ce ați înregistrat în sistem și ați scanat și manual pacientul, care ar fi cauzele principale al acestor simptome pe care pacientul le acuza? Pe partea digestivă, un dezechilibru între flora intestinală și microorganismele creează probleme, o încărcare cu bacterii paraziți, o încărcare cu toxine, în special de tip metale. Pe ambele aspecte au fost strâns legate de alimentație necorespunzătoare, o persoană cu program foarte încărcat, nu mai avea timp să gătească, care mânca ce se putea pe fugă de la magazinul din colțul străzii și mâncare de tip fast food sau comandat. Aici a fost identificate giardia pe partea digestivă, un parazit destul de frecvent întâlnit. Care cauzează probleme? Care are probleme de digestie, balonări, tranzit neregulat. Și o încărcare cu toxine de tip aluminiu, argint, astea au fost în cantități semnificative, pe fond de alimente intens procesate. Bun. Mai punem o bacterie sau un virus, poate care a fost, care și mai în evidență de la scanarea automată sau manuală. Aici au mai fost câteva tulpini de stafilococi și streptococi identificate la scanare automată. Pacientul a fost unul compliant, ascultător, a înțeles importanța mâncării gătite, beneficiile, chiar dacă este un necesită timp și energie suplimentară și de multe ori și costuri suplimentare, a înțeles importanța lor și a înțeles că asta este drumul și calea care trebuie urmată ca să iasă din starea respectivă, o componentă importantă. Noi ameliorăm și scoatem factorii declanșatori, dar e important pe viitor să nu revină, pentru că atunci noi îndepărtăm, vin din nou, e o treabă care nu generează multe beneficii pe termen lung și atunci este nevoie și de câteva ajustări în stilul de viață pentru prevenția episoadelor și recăderilor. Bun, perfect. 3 suplimente ca și substanță activă, dacă le putem denumi, pentru aceste probleme, pentru aceste, știu eu, carențe, care ar fi, dacă vă aduceți aminte ce ați transmis pacientului. A reacționat bine la suplimentul de tip nucă neagră. Pe partea asta de eliminare toxine a mers bine cu suplimentul de tip chlorela. Nucă neagră pentru paraziți. Da. Antiparazitar natural. Exact. Chlorela și a mai mers cu un amestec
Pentru partea de parazitare, care conține mai multe tipuri de plante. Asta a avut efect foarte bun. De multe ori este necesar să se asocieze mai multe tipuri de suplimente pentru realizarea efectului de curățenie, de deparazitare și în cazul lui a funcționat foarte bine. Bun, perfect. Ceva carențe? Există în astfel de situații carențe nutriționale, carențe vitaminice? Frecvent întâlnim și așa ceva. O alimentație necorespunzătoare duce și la carențe de vitamine minerale care întrețin lipsa de energie. Ajustarea lor de multe ori ameliorează, dar trebuie puțin avut răbdare, nu se rezolvă de azi pe mâine carențele. Atunci e necesar pentru o alimentație echilibrată să se consumă un număr de săptămâni. Bun, pacientul a venit, după cât timp aproximativ a început să vadă niște prime îmbunătățiri? Pe partea de balonări lucrurile au mers în câteva săptămâni, pe partea de tranzit în câteva luni, pe partea de lipsă de energie în cam 2-4 luni a mers. Da, vedeți, foarte interesant, că așa a fost și la mine. Bine, am avut boală autoimună, multe boli cronice, alergii cronice, foarte mult timp, la vârstă foarte tânără, am ajuns și anemic și vlăguit și asta a fost și drumul meu, bineînțeles, nu așa de repede, am avut îmbunătățiri, de la boli autoimune nu ajunge așa de repede în 4 luni, gata cu totul, dar asta a fost și procesul meu. Practic, primele simptome care au dispărut au fost inflamațiile și balonările. Cumva, cred că astea sunt și primele simptome, dacă nu mă înșel, a pacientului, căruia corpul îi transmite pacientului, ca și cum ne-am lovit la un genunchi și ne inflamăm, la fel dacă tot ne lovim cu mâncare nepotrivită, în stomac, să zic așa metaforic, se balonează și el. Da, sunt printre primele semnale de alarmă. Exact, la care trebuie să fim foarte, foarte atenți. Doi, ziceați de tranzit, în momentul când avem diaree, nu puțini au, sau constipație, foarte mulți au, din ce vedem baza noastră de date, ca și procentaj, câți vin pacienți care nu fac un scaun pe zi în mod regulat. Ca și procentaj, să estimăm. Din păcate, un procent foarte mare, peste 3 sferturi din ei. Da, da, așa presupunem și eu, e cât se poate de clar. Și la noi, bineînțeles, vorbim de pacienți care vin cu boli cronice, boli autoimune, alergii cronice, disfuncții mari și vedem aici că peste 3 sferturi, procentaj, constipație. Foarte clar, nu se rezolvă, uite așa, e foarte clar că dacă nu rezolvăm asta, pacientul are o stare de spirit negativă sau mai slabă, calitatea vieții și multe alte boli apar. Urmând ca în câteva luni, între 2 și 4 luni, ați spus că a început să vadă îmbunătățiri și pe partea de energie. Și au fost și la mine, dar repet, la mine după vreun an, un an jumate cu energia. De ce? De ce când rezolvăm balonarea, de ce când rezolvăm constipația, ce se mai rezolvă de pacientul ajunge să aibă energie, care e foarte, foarte important. Fără energie suntem niște oameni teleghidați, nu mai avem chef de nimic, nici de familie, nici de job, nici de timpul liber. De multe ori nu se... este o afectare și la nivel de mucoasă intestinală și atunci nu se absorb în procent de 100% vitaminele minerale din mâncare, e un procent din ce în ce mai mic. Până când începe să se refacă mucoasa intestinală, durează. Și care e problema dacă nu se absorb nutrienții sau din mâncare? Corpul nu își ia resurse de care are nevoie. Atunci noi chiar dacă mâncăm corespunzător, nu ajunge unde este nevoie. Atunci ca și cum nu le-am fi consumat. Unde ajung? Deci intră în corp și ziceți că nu ajung unde trebuie. Unde ajung? Intră, ies. Intră și ies. Nu se asimilează. Nu se asimilează. Și atunci, clar, corpul are combustibil ca să producă energie și noi suntem mai irascibili, mai triști, mai lipsiți de energie. Cum e un copilaș care nu doarme foarte bine, e clar, nu? La un an, doi, trei, că o să fie o zi grea pentru mamă, pentru tată, pentru toți din jurul lui. Nu că e rău copilașul, ci pur și simplu că e mai... smiorcăit, că o dormit rău și așa suntem și noi adulți, după cum bine știm cu toți, când avem energie, suntem rocănoși, nu avem chef de nimic, mai ales de niște provocări, mai avem capacitate de adaptare, aici, la puține situații și iată-ne. Deci, noi spunem așa, băi, s-a scăpat de balonare, s-a scăpat de tranzit în câteva săptămâni, luni și chiar s-a rezolvat problema energiei între 3-4 luni, dar e ceva fantastic să ai din nou energie. E ceva super nasol să n-ai energie, că într-adevăr atunci a ști
ce înseamnă, bineînțeles că vorbesc din experiența mea, să fii bolnav. Că n-ai energie, că n-ai cât de nimic. Când aștepți să dormi și te trezești tot fără energie și viața parcă începe să nu mai aibă sens. Un mesaj, domn doctor, dacă aveți, pentru oamenii care se uită, care sunt în situația asta, au fost la alți doctori, n-au găsit mari nereguli, sau au ieșit bine analizele, sau au ieșit mari nereguli, dar n-au avut parte de îmbunătățiri după ce an la rând au vizitat numeroase cabinete medicale, din experiența și poziția dumneavoastră, ce puteți să-i informați? Să îndrăznească să spere, multe lucruri se pot corecta, multe lucruri se pot rezolva, se poate să ajungă la o stare de sănătate, cum a fost înainte în cele mai multe cazuri, să nu se oprească din căutări și să înceapă să introducă câte puțin modificări de azi pe mâine, pași mici, pași mici, adunați, se adună și creează o diferență foarte mare în timp. Asta am zis și eu și o mai zic de fiată când am ocazia și tare mult că și domn doctor vede asta din poziția lui de doctor. Oameni buni, căutați, cercetați, nu vă lăsați, nu e normal să trăim la 20, 30, 40 sau 60 de ani. Poți să omorâți fără energie, nu e ceva normal. Chiar dacă societatea, în mod indirect, normalizează că avem alte preocupări, că ne mai pierdem sau pur și simplu renunțăm la speranță, zicem, asta e, aveam niște pastile. Tu știi ce pastile e, tu știi ce crezi despre viața asta, dar noi îți zicem că poți să fii mult mai bună, poți să ai o stare de spirit mult mai ok, poți să ai o calitate a vieții mai ridicată, dacă tot o să cauți și o să cercetezi. Și în cele din urmă o să ajungi la doctori care abordează medicina integrativă, care abordează corpul ca un întreg, o să ajungi la oameni care te înțeleg, care te ascultă și poți să-ți dea o direcție mult mai clară, ca într-o lună, două, trei, șase, depinde de fiecare ce boloare, să începi să-ți redobândești sănătatea și să începi să te simți ca un om nou. Mai înainte am venit în drum spre cabinetul domnului doctor și m-a oprit o mamă și o copil, o zis neapărat să mulțumească și să intre în discuție cu mine. Da, ne bucurăm de cât timp sunteți aici, din Scoția venim, suntem aici a treia oară, deci din Scoția au venit odată, din Scoția au revenit a doua oară și a treia oară, în Cluj, cazul ăsta că aici filmăm. Zicea de șefa ei că și-a multe probleme, nu a reușit cu sistemul actual din Scoția medical să și le rezolve. O primit recomandarea, șefa a venit în București, s-a simțit mai bine, a început să doarmă mai bine, să aibă o digestie mai bună și vrea să țină legătura cu noi o dată pe lună, să tot vină oameni buni din Scoția. Asta înseamnă să cauți, să cercetezi, asta înseamnă să piși pe jos, să nu mai ai nădejde, să nu mai ai speranțe, dar după aia te dezmeticești și începi iarăși să speri, iarăși să ai nădejde în Dumnezeu și în alți oameni care te așteaptă să te înțeleagă, să te asculte și să te pună pe picioare. Mulțumim, domn doctor Darius Marcu, pentru toată deschiderea și mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Pentru mai multe astfel de informații, astfel de episoade, încurajați-ne prin așa cere algoritmul, like, share, comentarii și să ne vedem cât de des. Doamne ajută la toată lumea!